jos să schimbăm și ambreiajul. E doar masă. Bate foarte urât, clăpări foarte urât. Hai să ne apucăm de treabă. Un mic rezumat, ca să zic așa, ce trebuie făcut prima și prima oară. Din Skoda Superb din 2014. Prima și prima dată trebuie dat filtrul de aer. Dăm și capacul la motor, nu prea încurcă, dar trebuie dat și ăsta. Filtrul de aer, bateria, suport baterii, curățat pe aici tot ce se poate. Adică asta, filtrul de aer, suport baterii, bateria și tot ce e pe aici. După care vine date conductii de la cablurile de la schimbător. Vine detașate toate furtunile ce mai se prind pe aici. Scoase șurubului de pe partea asta și strâng cutia de motor. Ușor desfăcut tamponul la cutie. Și lăsa doar într-un șurub cât să mai țină. După care o să o ridicăm sus și dăm de acolo planetare. O să revin acolo, să iau iar telefon și o să mă apropii și o să revin. Hai să-i trecem la treabă. Era mai fain dacă puteam să pun telefonul așa de undeva. Să filmez exact ce fac. Hai, poate găsesc eu o metodă să pun. Toată operațiunea. Dar nu las cu să văd. Hai să ne apucăm de urmă. Mă dăm prins asta. Deci, în sus, dăm mașinul de sus. Trebuie să-i scurgă la așa trebuie.
rulment, nu? Deci volanta asta are un rulment, asta se vede. Deci volanta are un rulment acolo. Ca să vezi în ce hal putea să fie. Ea are aici un canil. Ia uite ce aici. Deci uite, vorbim de sus jos. De asta vibra motorul în asemenea hal. Uitați-vă și urmă. Pe lângă zgomotul care făcea la uite-l aici. Stai sus jos. Deci îți dai seama cum vibra motorul, cum nenorocea motorul. Păi dacă ținea să mai merg așa cu ea, nenorocea mașina din cauza la volant. Păi dacă i-au ajuns să... Dacă i-au ajuns să atingă în... Sperele, dacă i-au ajuns să atingă în... Lăsăm tot așa cum este și revenim mâine. Avem rumentul așa. Deci aici trebuie să mergem după volanta. Și cam asta. Rumentul se vede că și el praf. Ia uite. Ia uite. Să vedeți după aia mersură la mașina asta. Și frumos o să meargă. Băi, da, asta volanta în ce halere. Trebuie să văd dacă... Să fac niște poze acum, să vedem care e.